De începe? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presiei, vă mulțumim frumos că și de data asta ați dat curs invitației noastre. V-am invitat la această conferință de presă deoarece sunt destul de multe probleme în cadrul primăriei și în special cei ce țin despre personalul sau angajarea personalului în primărie și nu neapărat doar a primăriei. Acest lucru atrage după sine destul de multe efecte pentru că oamenii zi de zi plâng că problemele lor rămân nerezolvate, în timp ce primăria se ocupă fie de reparația biroului în primărie a primarului, fie de mutarea locației primăriei, fie de redenumirea străzilor. În loc să se ocupe de drumuri, de colectarea deșeurilor, de transport public și așa mai departe. Lucrul ăsta credem noi că se întâmplă în primul rând din motiv că oamenii care sunt numiți în funcții cheie în primărie sunt numiți nu pe criterii de competență, ci pe criterii de loialitate. Acest lucru s-a întâmplat de-a lungul timpului și a fost o practică a precedenților primari, din păcate este o practică preluată și de actualul primar, Ion Ceban. Oamenii promovați în anumite funcții cheie pe motive de loialitate nu fac altceva decât să-și permită să cheltuie banii public, ineficient, să nu dea un randament bun în rezolvarea problemelor societății și alte efecte negative asupra societății. Dacă vreți, vă dau unul din exemplele cele mai relevante de cheltuirea banului public de către oameni despre care o să vorbească mai târziu colegii mei numiți într-o funcție publică, este exemplul doamnei Buștiuc Lilia, care a fost numită în funcție de șef adjunct al pieței centrale, care în a treia zi de la numire și-a permis să-și procure din bani publici un iPhone de 27.750 de lei. Aceste lucruri sunt tolerate, așa cum sunt tolerate și alte activități, aș spune eu, ilegale, datorită faptului că sunt loiali. Aceste și multe alte încălcări și modalitatea cum ajung aceste persoane loiale în diferite funcții publice, o să vorbească colegii mei, în primul rând o să vorbească domnul Alexandru Trupca și ulterior doamna Angela Munteanu-Pojoca. Da, bună ziua! Primul exemplu despre care vreau să vă vorbesc este un exemplu care are cel mai mare impact asupra vieții sociale din Chișinău, fiindcă ține de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău. După cum cunoașteți, la data de 21 ianuarie, doamna Guțu, directorul actual precedent, și-a dat demisia împreună cu alți doi directori adjunți și chiar la a doua zi, domnul Ceban, printr-o dispoziție, îl numește în funcție de șef adjunct interimar, prin promovare, fără niciun concurs, pe domnul Andrei Păvăloi. Mai mult de atât, chiar în aceeași zi, este semnat o altă dispoziție prin care domnul Păvăloi este înfuternicit cu funcția de șef interimar al acestei direcții. În condițiile în care în cadrul direcției exista, rămânea un șef adjunct care avea o memorie instituțională, avea experiență și care cel puțin putea să ducă cu brio sarcinile de șef interimar până la organizarea unui concurs public pentru ocuparea funcției rămase vacantă. Este de fapt un caz clar cum un om este adus din afara direcției generale, din afara sistemului practic, dar este un om loial și este adus în funcție. Plus la asta, problema importantă este că domnul Păvăloi are asupra lui planează suspeciuni de lipsă de integritate sau probleme de integritate. Am să dau doar câteva exemple legate de probleme de integritate al domnului Păvăloi. În primul rând, în anul 2016, el a fost urmărit penal pentru delapidări în proporție de suspiciuni de mari. El a fost achitat, este adevărat, dar însuși faptul că asupra unui om care ocupă o funcție atât de înaltă planează suspeciuni de lapidări, ridic foarte mare semn de întrebare. Ne întrebăm oare în tot Chișinău nu mai există un manager educațional care să nu aibă probleme sau dosare penale? Mai mult de atât, domnul Păvăloi din 2017 a ocupat funcția de șef al Direcției Educație sectorul Râșcani. În acest timp, în sectorul Râșcani au fost constatate numeroase abateri financiare legate de achiziții trucate. În 2018, spre exemplu, când tot anul întregime în care domnul Păvăloi a fost șef direcției și a coordonat toată activitatea direcției, s-au constatat cel puțin 20 de contracte de achiziții publice, de achiziții, care au fost separate în loturi mai mici, astfel încât să nu fie necesară procedura de licitație. Circa 5 milioane de lei, cel puțin, care noi le-am identificat, au fost
alocați prin achiziții directe, fără procedura de licitație, fără publicarea învingătorilor. Ca să înțelegeți niște cazuri foarte clare, e vorba de grădinițele 127-76, unde au fost făcute lucrări de peste 435.000 de lei, însă lucrările au fost separate în trei loturi, toate trei sub pragul minim pentru a fi făcute licitații publice și toate trei loturi câștigate de un singur agent economic. Belcotan SRL, dacă vă interesează. Un alt caz este grădinița 196, în același an, în aceeași direcție, unde au fost făcute lucrări de 437.000 de lei și a fost separată în două loturi sub prag, ambele câștigate de aceeași companie, Sondicom SRL. Situații similare au mai fost și la grădinițele din 25 și 137, unde s-au făcut lucrări de pavilioane și care au fost separate în trei loturi câștigate de aceeași companie. Acum nici nu mă amintesc cum se mai numește. Pe lângă construcții sau bani din construcții, direcția Râșcani poate fi considerată recordsmenul în ceea ce privește cheltuielile pentru alimentația publică. Direcția Râșcani a reușit să achiziționeze produse alimentare mult mai scumpe decât colegii lor din alte direcții. Am făcut o comparație exclusiv între două direcții, Râșcani și Botanica. Spre exemplu, varza domnului Păvăloi cumpăra cu 48% mai mult ca zice din sectorul botanic. Ceapa cu 34% mai scump, iar sfecla cu 56% mai scump. Deci, la volumul unei direcții de educație de sector, e vorba de milioane de lei care erau cheltuiți cel puțin ineficient, dar noi credem că aici există și suspiciune de acte de corupție, fiindcă există un interes să crească prețul. Astfel, cu regret constatăm că domnul Ceban aduce în funcții cheie, în funcții extrem de importante pentru dezvoltarea municipiului Chișinău, pentru care asigură, de fapt, educația copiilor noștri, oameni cu probleme mari de integritate și, la drept vorbind, cu lipsa unei experiențe profesionale în cadrul direcției generale, fiind totuși direcția generală este o instituție mult mai complexă, mult mai mare decât direcția de educație de sector, care are în jur de 10-15 angajați și direcția generală are peste 150 de angajați. Respectiv, era logic să fie totuși promovarea unei persoane din cadrul direcției care cunoaște toată întreg volumul de muncă care se face acolo. Despre alt caz, o să vă povestesc cu doamna Angela Pojoga, mai sunt astfel de cazuri. Eu voi începe cu cazul la care s-a referit colegul meu, Vasile Grădinaru. Este vorba de doamna Lilia Buștiuc, actualmente prim vicedirector al PC Centrale. Doamna Buștiuc a fost numită director interimar a PC Centrale de către domnul Codreanu și chiar de a treia zi de la numire, după cum a spus iarăși, mă refer colegul meu, și-a cumpărat din banii întreprinderii un telefon de marcă iPhone 11, care valorează circa 27.000 de lei. Ulterior, doamna Buștiuc a fost concediată pentru suspiciune de acte de corupție, însă nu a plecat din sistem, rămânând director al Combinatului de Alimentație Publică din cadrul PEȚI. Ulterior, directorul PEȚI Centrale a modificat de trei ori statele de personal a întreprinderii și singura modificare reprezentând includerea sau excluderea funcției de prim vicedirector pe care ba o ocupa, ba o pierdea doamna Buștiuc. În total, în 2019, în statele de personal a întreprinderii municipale Piața Centrală au fost modificări de 6 ori. Ultima modificare a statelor de personal a însemnat și excluderea funcției de prim vicedirector și excluderea din conducerea întreprinderii a doamnei Buștiuc. Însă, deja în ianuarie 2020, domnul Ceban semnează un ordin de acordare a concediului anual directorului PC Centrale, iar locuitor apare iarăși doamna Buștiuc, în funcția de prim vicedirector, funcție care, după cum știți, lichidată era deja în septembrie 2019. Astfel constatăm cu regret că sub administrare și posibil cu implicarea directă a domnului Ceban are loc o nouă modificare a statelor de personal la întreprinderea municipală Piața Centrală și este creată expres pentru doamna Buștiuc funcția sus menționată. Constatăm încă o dată cum funcțiile sunt create pentru oameni concreți, oameni, apropo, corupți. Ultimul caz despre care vrem să vă mai relatăm reprezintă cazul domnului Bagas, numit director adjunct responsabil de marketing la Autosalubritate. Fracțiunea PAS a solicitat deja de două ori, inclusiv public, oferirea setului de acte aferent numirii domnului Bagas, însă așa și nu a primit niciun răspuns. Iar la observațiile noastre am primit răspuns că administratorii întreprinderilor, în lipsa unor statute înainte de ale întreprinderii, sunt liberi să facă tot ce își doresc în domeniul resurselor umane.
În acest sens, fracțiunea PAS a solicitat urgentarea aprobării statutelor întreprinderilor municipale, însă executivul tergiversează intenționat acest lucru. La momentul de față, doar un singur statut a fost pregătit de executiv pentru a fi dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. Și asta în condițiile în care avem informații că cel puțin 10 întreprinderi, deja de mai bine de câteva săptămâni, au transmis statutele spre aprobare executivului. Concluzionând asupra celor expuse mai sus, este relevant să spunem că punem la îndoială faptul că primarul Ion Ceban își dorește cu adevărat o reformă autentică în primărie, ci doar să-și așeze oamenii loiali în funcții de conducere. Al doilea lucru pe care îl conchindem este faptul că fracțiunea PAS din CMC condamnă desemnarea în diverse funcții de conducere a persoanelor pe principiul de loialitate și nu competență. Ținând cont de competențele noastre în calitate de consilieri municipali, noi vom depune tot efortul ca să oprim acest dezmăț și acest lucru îl vom face prin diverse propuneri, inclusiv ce țin de competența noastră. Reșit din cele menționate mai sus, fracțiunea PAS va veni în curând la ședințele CMC cu câteva proiecte de decizii. Primul proiect de decizii va stabili în termen concret, spre exemplu, 15 zile de la constatarea vacanței funcției publice de conducere, primăria este obligată să anunțe concurs pentru ocuparea funcției vacante. Pentru ca să nu fie puși în diverse funcții de interimare anumite persoane loiale și ele să stea acolo ani în șir. În cazul în care această funcție vacantă este suplinită temporar, acest termen să fie destul de scurt, iar persoana care urmează să fie numită în această funcție să fie numită în bază de concurs public, astfel încât să avem certitudinea că în aceste funcții vin oameni cu adevărat competenți și nu loiali. 2. Vom propune un proiect în vederea obligativitatea primăriei ca într-un termen rezonabil, ca exemplu până la sfârșitul lunii februarie sau fie maxim martie, executivul să prezinte CMC-ului spre aprobare statutele reînnoite a tuturor întreprinderilor municipale. Pentru că astăzi lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că nu există încă aprobate statutele acestor întreprinderi, nu există la multe din ele, la majoritatea din ele, nu există Consiliul de Administrare care ar putea supraveghea cum activează administratorii acestor întreprinderi și să bată alarma imediat în cazul în care vor constata anumite ilegalități sau nereguli. Acestea fiind spuse, vă propunem să fiți cu ochii atât pe domnul Ion Ceban, cât și pe Consiliul Municipal, care urmează să întreprindă pași concreți pentru reabilitarea situației create în primăria municipiului Chișinău. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Da, spuneți, vă rog, toate aceste aspecte care le-ați anunțat astăzi cu domnul Ceban? Domnul Ceban este mai mult plecat decât pe loc, din păcate. A luat exemplu conducătorului lor sufletesc de partid și este mai mult în afară decât pe loc, primul la mână. Al doilea lucru este faptul că noi încercăm să comunicăm oficial, pentru ca să nu avem speculații, și au relatat mai sus colegii mei, încercăm să înaintăm demersuri pentru a avea răspunsuri oficiale, la care, din păcate, nu obținem răspuns. Al treilea lucru, nu cred că discuția noastră ar trebui să stea la baza unei decizii corecte. Fiecare om care a venit în anumite funcții, fie că a fost numit, fie că a fost ales, trebuie, prin prisma atribuțiilor cu care a fost investit, să-și onoreze funcția în conformitate cu legislația și nu în conformitate cu interesul personal. De aceea, cred că oricare decizie, inclusiv a primarului general, trebuie să fie bazată pe ceea ce am spus mai sus. Mulțumesc. Veți solicita ca aceste persoane să fie demise? Pentru ca să solicităm acest lucru să fie demise sau nu, trebuie să constatăm mai întâi de toate dacă acest lucru s-a întâmplat contrar normelor. Ori noi astăzi avem dreptul să avem dubii sau să avem suspiciuni atâta timp cât nu avem o informație din prima sursă, cum vă spuneam, din acest motiv am și făcut aceste solicitări. Unu și al doilea, încercați să vă concentrați dumneavoastră asupra problemei. Avem situația simplă despre care a vorbit colegul Trupca referitor la direcția învățământ.
Este situație clară. Doamna Guțu își depune demisia, există un adjunct care urmează să-i suplinească funcția. Care era necesitatea? În timp record, o altă persoană să fie ridicată la rang de adjunct ca să fie numită interimar. Deci este clar și este vădit că există un anumit interes. Deci pentru asta nici nu trebuie foarte complicat ca să înțelegem acest proces. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc frumos și vă așteptăm și cu altă ocazie. O zi frumoasă!